Știți ce v-ar spune Dan Șucu dacă ar auzi discursul dumneavoastră în acest moment? Ce, m-ar da afară de aici? Nu, nu are cum să vă dea aici, sunteți, no, pot da, eu da, să vă dau afară, nu vă dau, ce ați venit. Ce poate să-mi spună, da? Nu, 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 că aici sunt pe banii mei, plătesc pentru bine. Greșelile mele. Cum comentați prima această? Prima dată când domnul Șucu, pe mine, prima pe... dată când domnul Șucu a avut o ieșire de acest gen. A început conferința de presă, am urmărit cu atenție. Apatic, puțin absent, parcă nu participa. Fotbalul consumă mult. Și la un moment dat, azi, domnule, nu mai am energie să pot să suport, să duc această non-performanță. Că la Pitun acum, de când e Șucu patron, e tot o non-performanță. Locul 9 până să vină Șucu, locul 6-5, domnule, nu cu Șucu patron, da? Sigur, omul a făcut ce n-a făcut pentru a pe nimeni. Nici Copos, care lucra asta lângă el. Și Copos a pierdut mulți bani, da? Deocamdată Șucu e, zic eu, peste ca dorință să performeze. Dar domnul Șucu să înțeleagă un lucru, că dai banii, dar eu zic că la firma dânsului care produce acești bani mulți care dânsul îi cheltuiește, mă refer la partea cu mobila ce are dânsul, eu zic că acolo e înconjurat de niște oameni de calitate profesională deosebită. Că nu putea să facă din nimic sau cu niște oameni mai puțin pricepuți ce a făcut la firma dânsului. Vă spun o placă... care tot a existat în fotbalul românesc. Mobila nu e fotbal. Mobila nu are sentiment, fotbalul are sentiment. Trebuia să înconjură de niște oameni pricepuți în ce înseamnă fotbalul românesc. Și pricepuți. Nu e înconjurat în momentul de față de oameni pricepuți? L-am văzut pe Viorel Moldovan. La bugetul, Viorel Moldovan se însuperă pe mine. Viorel Moldovan apare în fața lumii ca un președinte de imagine. Eu nu cred că Viorel Moldovan are decizii, poate au decizii el în cadrul clubului ca președinte. Asta e părerea mea. Sper că nu se supără, am colaborat de-a lungul timpului, dar acolo lucrurile sunt... Eu am spus o dată la o altă emisiune. Sunt două tabere care îl inflează pe Șucu. O tabără în interiorul clubului, care e formată probabil din Angelescu, Daniel Sandu, da? Nu știu mai acolo. Și o tabără din afara clubului, care e formată din 2-3 de media și 2-3 foști jucători care îl influențează. Deci aici e tot. Și acum 2-3 foști jucători? Da. Acum aceste tabere, Care sunt, domnul președinte, aceste... jucători ăștia? Nu vreți să-i spuneți? Nu, că am lucrat cu ei, nu-i frumos. Acum aceste tabere au vrut să vină și Șumudică și l-au influențat să pună pe Șumudică. Deci asta este. Din păcate, dânsul nu e regulă cum reușește să-și adune oameni care nu îl ajută. Asta e părerea mea. Deci, Daniel, vreau să te întreb... Fost colegi de lui Daniel. Suntem într-o zonă de corporație, cel puțin așa vrea domnul Șucu la Rapid, și chiar fotbalul românesc în unele zone se transformă în zonă de corporație. Scuze-mă, pe partea administrativă e în regulă. Pe partea administrativă, domnule, infrastructură, tot ce vrei, aici Nu, Rapid de șchioapă. Stați să-mi asigur și întrebarea asta și vă dau cuvântul la bine, scuze-mă. Suntem în zona asta de corporație. Ești de acord cu mine? Pentru că ai fost în Giulești și la ultimul meci s-a schimbat Giuleștiul. Da. Cum crezi că Marius Șumudică va reuși să se conformeze cu această zonă de corporație pe care Dan Șucu și-o dorește? Păi nu, am înțeles că voi mi-ați spus, că a spus cine atacă clubul, îi răspunde ca și înainte, nu? Foarte bine punctat. Păi și atunci dacă a spus el lucrul ăsta, ce deci să mai... Deci nu răspunde printr-un comunicat, cum e la corporație, printr-un e-mail, răspunde direct, cum e obișnuit la firul. Și Șumudică va intra direct și va spune direct. Păi nu, a spus ce a spus. Și are în gușă și în căpușă, răspunde direct dacă îl deranjează ceva, nu? Și vă întreb eu în stilul ăsta, cum va fi relația cu Dan Șucu? Dar la fotbal e vreo rețetă și nu știm noi? Până acum am vrut eleganță la costum, nu merge. Vrem mai libertin, iarăși nu merge și putem să luăm unul care nu scoate o vorbă niciodată și nu-l auzi și să câștige 3 campionate. Nu există nicio rețetă, chiar și nu poți să anticipezi lucrurile astea. Chiar nu poți să anticipezi. Deci se poate să se potrivească de minune chiar. Totul se potrivește de minune dacă Rapidul câștigă jocurile, dacă Rapidul se apropie de acolo în play-off, sus să fie undeva, atunci totul e de minune. Dar dacă se continuă pe această pantă sau mai obțin ceva puncte și Rapidul va sta acolo, locurile 9, 8, 9, 10, cu șanse mici de play-off... Dar nu va sta. Cum să stea acolo Rapidul? Nu cred. Daniel, nu merg până acolo. Dar gândește-te că merg la Iași acum. Nu va fi ușor deloc la Iași. E abia etapa 7. De acord cu tine, dar vezi că după Iași merg la Craiova. Știu. Rapidul riscă să aibă după
au 6 etape. Următoarele 3 etape rapid, doar un program infernal de greu. Și cu Cluj revine după pauza națională. Craiova, în deplasare, Cluj acasă. Rapidul riscă să aibă sub 10 puncte după 9 etape. Domnule Nacoie, cum vedeți meciul ăsta? Într-adevăr, primul meci e cel mai important. Riscă, iar venim cu un clișeu. Meciul cu Universitatea Craiova. Cunoașteți foarte bine realitatea. Cum vedeți meciul cu Universitatea Craiova de peste două etape? Un derby. Am să merg la acel joc. Merg la Craiova să văd jocul respectiv, dar cred eu că puține șanse. Universitatea este favorită la acel joc. Sunt și într-o formă bună. Nu au pierdut niciun joc. Acum merg, dacă nu greșesc, la Dinamo. La Dinamo joacă, dar merg. Din punctul meu de vedere nu vor pierde nici la Dinamo, iar după aceea vor juca cu Rapidul. Dacă nu vor pierde la Dinamo, cu Rapid va fi stadionul plin, vor fi ajutați, atmosfera... Și încredere. Daniel știe. Și câștigă încredere, echipa are încredere. Și vezi 30.000 de oameni, ai altă viteză și tu ca jucător, ca echipă, îți dă alt ritm. Să știți că meciul cu Universitatea Craiova, din punctul meu de vedere, din sezonul trecut, a fost o bornă, acea înfrângere de la Craiova. Da, de acolo s-au întâmplat lucrurile. Eliminarea da, cu 10 oameni. Cu șuturile în sticle, dar așa. Eu cred că acolo a existat o bornă. Greu, nu mi-aduc aminte în Giulești ce au făcut, dar eu știu că am jucat și eu când eram în Giulești, la Craiova, am bătut 3-1 la Craiova, am bătut și în Giulești 3-2 și am bătut în 10 oameni. Am jucat o repriză în 10 oameni și le-am marcat 2 goluri în 10 oameni. Crețu și Ivan. Da, dar Ivan, golul 2, l-a dat acea preluare pe piept și din întoarcere când eram în 10 oameni. Domnilor, mai avem câteva subiecte. O să ieșim din ce s-a întâmplat la Rapid. Practic, Rapid a fost subiectul săptămânii pentru toată lumea în fotbalul românesc. O să vreau să-i mai dau cuvântul odată lui Gabi Berceanu, pentru că noi tot am discutat aici, am avut un vârtej al părerilor și vreau să-mi spună Gabi dacă are ceva de comentat față de ce am menționat noi aici. E clar că există, din punctul meu de vedere, așa cum spunea și domnul Dinu Gheorghe, un vid informațional înspre Dan Șucu în ceea ce privește pachetul necesar de informații pe care ar trebui să-l aibă înainte de a lua anumite decizii. Eu am rămas mirat cum, spre exemplu, înainte de a numi pe Neil Lennon, nu a studiat nimeni background-ul acestui antrenor nord-irlandez în campionatul Scoției. Celtic, o echipă de top care nu avea mare concurență în acei ani, primea foarte, foarte multe goluri peste media obișnuită pe finaluri de partidă. Presa scoțiană a scris despre faptul că e o lacună a pregătirii fizice. Ori asta am văzut la Rapid în cele 6 etape. Mai mult decât atât, e o întrebare firească pe care trebuie să ți-o pui. Dacă în mod normal un jucător de fotbal care ar fi luat atâtea titluri la Celtic ajungea la Rapid după ce a trecut prin Cipru, noi ne gândeam că ori ești chiop și mai are celălalt picior în sacoșă, ori are 39 de ani de fapt, nu? Păi atunci, dacă asta ne-am fi gândit la un jucător, nu-ți pui întrebarea de ce vine totuși un antrenor care a luat titlurile astea în Scoția după 4 ani de pauză și după o experiență nefericită în Cipru, de ce vine la Rapid? Trebuie să-ți pui niște semne de întrebare. Într-adevăr, domnul Șucu decide pe banii dumnealui. Însă, ca să spun așa, s-a fript acum și a avut și el Christoph Daum.